domnule Hagiu, haideți să începem discuția noastră din acest punct. Cei de la Dacia au ieșit în stradă, nu e prima dată, au mai protestat chiar acum un an, tot pe realizarea autostrăzii Sibiu-Pitești, un proiect care înțeleg că se va realiza abia prin 2021, asta așa, într-un scenariu optimist. Care e părerea dumneavoastră? Ce ar trebui făcut astfel încât această autostradă să fie urgentată și mergem mai departe să discutăm și despre importul de rable apoi? Vă rog. Păi, în primul și în primul rând, ar trebui să rezolvăm o dată pentru totdeauna și cât mai rapid, și nici de cum în august anul acesta, ci mult mai rapid, să rezolvăm situația creată în luna decembrie, când după declarația Ministrului Transporturilor legată de faptul că s-a ales varianta 2 din refacerea studiului de fezabilitate pe acest tronson de autostradă, s-a trecut ulterior la un CT, la o comisie tehnică de expertiză la nivelul CNADNR, în ianuarie, care a dat totul peste cap. În acea comisie tehnică de expertiză, în primul și în primul rând, ministrul a fost pus într-o situație foarte penibilă. Dacă în decembrie iese ministrul și anunță că s-a ales varianta 2, nu poți să vii într-un CT în ianuarie și să spui că niciuna din variante nu este corectă și asta s-o faci pe de o parte din partea Comisiei Tehnice a CNADN, dar pe de altă parte și din partea consultantului care urmărește bonitatea sau finanțabilitatea lucrării respective. Atât Comisia Tehnică cât și cel care urmărește dacă este bancabil sau nu, cum spunem noi, un proiect, au hotărât că nici din punct de vedere al soluției tehnice, nici din punct de vedere al soluției financiare, varianta 2, 3, 4, 5, 1 nu sunt ok și s-a dat un nou termen fără însă a stabili exact cu exactitate, s-a dat un termen în sensul în care s-a stabilit să se refacă absolut tot în lunile următoare. Cu alte cuvinte, se preconizează undeva în luna iulie-august să avem o variantă finală aleasă, indiferent de varianta aleasă, într-adevăr, indiferent de varianta aleasă, termenul de 2021 este mult prea optimist, ar trebui să se lucreze și să se finanțeze numai această lucrare ca să terminăm în acest termen. Protestul celor de la Dacia Pitești cred că deja face parte din seria protestelor cu bătaie foarte lungă și probabil va continua, dar este un protest al disperării unor oameni care au foarte mare dreptate. E vorba de o întreagă industrie, nu doar de cea producătorilor de automobile din țara noastră, exemplu concret Piteștiu, e un întreg lanț trofic industrial afectat de lipsa unei legături est-vest la profil de autostradă în România. Nu știu în momentul de față nici eu, ca om apropiat domeniului de cel puțin 12 ani, dacă ceea ce se întâmplă își are cauzalitatea doar în România. Bineînțeles, discutăm de mediul politic, dar și de aspectele tehnice ce țin de Ministerul de Resort și de CNADNR, sau dacă sunt influențe și din afară. Eu mă tem că evoluția lucrurilor și a faptelor în această zonă ne arată clar că există și o influență de afară și că nu se dorește realizarea unui coridor complet est-vest care să tranziteze România.